lumea și bine v-am găsit la un nou episod și aș vrea să răspund la întrebările voastre de Q&A. Și știu că nu mă văd bine, e noapte acum afară, am ieșit acum la 7, da. Și aici am întrebările toate scrise pe două foi, sunt multe întrebări. Și prima întrebare de... primele două întrebări, de fapt, de la X-Lader. Hai, X-Lader, să-ți răspunde la întrebări. Ce te-a influențat să te apuci de YouTube? Ei bine, am vrut și eu să mă apuc, mi-au zis, de fapt, niște prieteni să mă apuc. Bă, fă și tu videouri, poate chestii. Mi-a ieșit și de asta m-am apucat de YouTube, pentru că... am vrut să filmez ceva, da? A doua întrebare de la Slader. Cât ani ai? Ei bine, eu acum în martie fac 12 ani, dude. I fucking dead, dude. Următoarea întrebare de la Loxy Gaming. Prima întrebare de la Loxy Gaming. Ai iubită? Nu, cred că o să am iubită peste câțiva ani. 2-3, da? 2. Ce vei face la 1000 de abonați? Abonați dacă vei avea. Ei bine, o să fiu foarte, foarte fericit și cred că o să fac un video de la special mare. Următoare întrebare. 3. A treia întrebare. O să mai postezi videoclipuri noi de Critical Ops? Ei bine, o să mai postez videoclipuri noi de Critical Ops. Vreau să văd câte like-uri am, încă nu m-am uitat. Atâtea, doar 3 întrebări mi-ai dat Loxy Gaming și X-Lader 2, pe partea lantă. Întrebarea asta e de la Herobrine distruge totul. Ce vei face la 60 de abonați? Ei bine, o să fac un intro de la Jmen. Și probabil un video mai special, așa, 60 de abonați. Ne apropiem, avem 57, încă 3 abonați și avem 60. Următoarea întrebare de la X Andrei. Ce vei face la 100 de abonați? La 100 de abonați de-abia aștept, la 1000 de-abia aștept, la 100 de abonați. Voi face un videoclip de la, sau un live pe YouTube la 100 de abonați. Dar problema e că mi-am uitat parola de la cont și nu pot să mă loghez la, cum să vă zic eu, la astea, la, că am făcut și am încercat să filmez și cu live în YouTube și la, era una, dar nu mai contează. Așa, următoarea întrebare vine de la Iuli Capră. De ce te-ai apucat de YouTube? Ei bine, m-am apucat de YouTube, v-am mai zis, pentru că de la un prieten mi-a zis, bă, apucă-te și tu de YouTube, că poate chestii. Următoarea întrebare vine de la Real Player. Cea mai tare pasiune? Cea mai tare și joc preferat? Cea mai tare pasiunea mea este... să termin liceul și școala, să scap și astea. Și jocul meu preferat este Minecraft. Și în curând o să fie și Minecraft-ul normal, că o să-mi iau acum în ianuarie un PC. De fapt, un laptop. Următoarea foaie. Asta e ultimul care mi-a dat întrebări. Ăștia au fost ăilalți. MereKiller26. Toate întrebările astea sunt de la MereKiller26. Întrebarea întâi. Câți abonați ai vrea să ai? Ei bine, aș vrea să am 100 de abonați, de-abia aștept. Sunt foarte fericit la suma asta care o am. 2. A doua întrebare de la Merechilă. Ce telefon ai? Eu am telefon Lenovo A1000 și e foarte bun telefonul, vi-l recomand. Mi-a picat de 10 ori pe geam, pe jos, și nu s-a crăpat
și l-am dus în viața mea de când l-am luat la reparat. Adică de un an. Ok. A treia întrebare. Ai soră sau frate? Ei bine, am două surori. Black Q, da? Și una mai micuță. Black Q, aia e sora mea. Și a patra întrebare. Ai PC? Dacă da, ce fumat? Ei bine, n-am PC. O să-mi iau laptop. Da. 5. Ai iubită și când o să faci QA? Nu am iubită, v-am mai zis, peste câțiva ani, poate. Și chiar acum fac Q&A. A, nu, când o să mai fac? Nu știu, cred că o să mai fac pe la 70 ceva de abonați, nu știu. 6. A șasea întrebare. Te uiți la TV dacă da, la ce? Ei bine, mă uit la televizor, dar mă uit așa puțin mai rar, puțin de tot, dar mă uit. Ei bine, aseară m-am uitat la un meci. Am uitat ce tare. Era Barcelona care a bătut-o cealaltă echipă, dar am uitat care era echipa. Cu 3-1 la. Nu știu, n-a bătut Barcelona. A fost bătută Barcelona, mi pare chiar foarte rău. Și astea au fost întrebările, uitați. Două foi. Cam atât cu acest episod. Am strâns 7 like-uri la Q&A. Mulțumesc foarte mult. Și ne vom revedea data viitoare. Ciao!